Introducerea de noi specii în ecosisteme. Resurse educaționale pentru clasa 8-a. Omul s-a ghidat întotdeauna după obținerea de avantaje imediate în intervențiile sale asupra naturii, modificând astfel biocenozele prin transportul și introducerea unor specii noi în anumite ecosisteme. Aceste specii noi se mai numesc și specii invazive în anumite situații, ele amenințând biodiversitatea, din cauza faptului că acaparează flora și fauna din noile ecosisteme. În minutele următoare vă voi prezenta câteva specii invazive și efectele lor asupra noilor ecosisteme în care au pătruns. Gândacul de Colorado a ajuns în Europa cu un transport de cartofi din America. Doar câțiva gândăcei au debarcat în Franța la Bordeaux, răspândindu-se rapid în întreaga țară și în culturile de cartofi din întreaga Europa. Omul luptă împotriva gândacului de Colorado prin utilizarea unor insecticide sau prin cultivarea unor soiuri de cartofi mai rezistente la atacul insectei. De multe ori însă, toate aceste măsuri sunt fără efect, culturile putând fi invadate de gândaci. Zambila de apă, plantă originară din Brazilia, a fost introdusă și naturalizată în diferite zone ale planetei. Planta s-a adaptat rapid, intrând în competiție cu plante autohtone. Acestea din urmă nu fac față competiției și se retrag sau dispar. Zambila de apă se înmulțește excesiv de repede. În felul acesta pune în dificultate transportul pe apă sau pescuitul. În 1955 s-a reușit oprirea extinderii zambilei de apă în unele zone prin pulverizarea unor substanțe chimice. Costul operațiunilor însă a fost foarte mare, de aceea planta a mai fost supranumită și planta de $1,000,000. Melcul Rapana, originar din Marea Japoniei și Oceanul Atlantic, a ajuns în Marea Neagră adus de vase comerciale. Melcul nu are dușmani naturali și decimează coloniile de midii. Midiile constituie hrană de bază pentru sturioni, pești cu o deosebită importanță economică. În același timp, midiile sunt un adevărat filtru biologic extrem de valoros pentru păstrarea curată a apelor marine. Astfel, melcul rapana, decimând midiile, apa mării devine mai murdară, dar și sturionii mai puțini, neavând sursă de hrană. Țânțarul tigru asiatic este probabil cea mai invazivă și răspândită specie de insecte. Prezintă un mare pericol pentru oameni, fiind purtător a peste 40 de virusuri, printre care și temutul virus West Nile. Spre deosebire de alte specii de țânțari autohtone care se hrănesc doar în anumite perioade ale zilei, țânțarul tigru asiatic atacă pe toată perioada unei zile. Iepurele european este considerată printre cele mai invazive specii de mamifere, producând daune imense în Australia și Noua Zeelandă și regăsindu-l pe aproape toate continentele. După 1850, câteva exemplare de iepuri europeni au fost introduse în Australia, producând o adevărată explozie a populației de iepuri. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, au sărăcit fauna și flora australiană foarte mult. În prezent, se consideră că iepurii europeni au avut cel mai mare impact asupra dispariției multor specii de animale australiene.
În anii 1930, guvernul australian a introdus în populația de iepuri sălbatici virusul mixomatozei, care a redus efectivul de la 600 de milioane la aproape 100 de milioane. Căutați informații despre castori, ciuma apei, bibanul soare, diferite specii de crap sau veverițe sau alte specii invazive și realizați o prezentare multimedia sau o planșă. Mult succes!